Dacă vreți un mare pont, cumpărați un Samsung Fold. Studii arată că înveți mult mai bine. Dacă ai textul mai mare, automat înveți mult mai bine. Tap, tap cu Samsung-uri acolo. TikTok. S23. Poți să-mi spui cât e ceasul? Exact, nu poți să-mi spui cât e ceasul, pentru că văd că nu ai niciun ceas la mână. Dacă vreți un Samsung pentru ăsta mic, aici ne găsiți. E bine să-l aibă din timp, vă dați seama. Nu mă, mai trimitezi la muncă. Flip. Flip. Samsung Fold. Flip. Fold. Samsung Flip. Flip. A, ăsta vi-a zis acum. Și dă ce avea vândut. Alo, vânzările Samsung ne-am dus. Dacă de mâine am rămâne fără subscriber, fără follower și fără cameră de filmat, fără un loc unde să ne postăm videoclipurile, dacă YouTube ar dispărea, Instagram s-ar închide, TikTok-ul ar da faliment, am fi în stare să facem mai ceva sau, așa cum spun haterii, am muri efectiv de foame. Astăzi, fraților, o să lucrăm ca angajați în magazinul Samsung. Și când am spus lucrăm, am vorbit la plural, deci nu sunt singur, sunt aici cu... Nu vine să cred! Domnul director Drăcea, Samsung, care e mai fresh decât mine pentru că Samsung are matinalul de dimineață. Exact, întotdeauna. Ce faci, domnul Drăcea? Ce să fac? Sunt gata de vânzare, de pus folii, de tot. Da, frate. Eu sunt un pic adormit așa, cred că am băut o cafea mai îndoită așa. Îndoită ca noile telefoane Samsung Fold, fraților. Hai să mergem! Cred că este primul moment în care îmi pare eu că nu fac facultate, fraților. M-am lăsat de facultate cu 3 ore înainte să înceapă. N-am și eu 10% discount în magazinele Samsung la telefoane. Asta este! Noi astăzi trebuie să ne dăm doctoratul în telefoane Samsung. Okay. Trebuie să învățăm despre ele. Eu mai știu câte ceva, adică na, de bine de rău sunt cu tehnologia. Așa. Intrăm, ne uităm, ne citim. Aha. Ca să când intrăm să părem că am venit cu temele făcute, înțelegi ce zic? Da, mă, dar toate au cameră, ăsta așa, ăsta așa, memorie, ăsta e negru, ăsta e alb. Hai, multe le îi facem. Ce faci la client așa? Dom'le, merge așa. Ia uite, hop, hop. Bun, băieți, cel mai important lucru la Samsung este să știi produsele. Voi le știți? Specificațiile? Da, cam știm, da, da, cam da. Învățat. Cât de cât acum, na. Și vrem două ape și la aperitive. Hai, de mă, lasă, Caterinca. Deci, acesta este Galaxy Z Fold 5. I se spune Fold pentru că se îndoie. Se îndoie. Se folduiește. Se folduiește. Eu deja văd comparația. Deci, față de căști, de pe astea nu poți să suni. Da. Deci deja suntem bine. 4400 mAh, tipic. Tipic, clasic Samsung. Bă, dar au pus antifurturi pe toate, m-au pus până și pe căștile astea mici. Știau că venim. Fii atent, asta e mare diferență. Că ăsta cum ai venit se face așa la pe jumate. Pe vertical și ăla pe orizontal. De mutare, efect. Așa, exact. 12 megapixeli pe spate, ultra-wide și 12 megapixeli normale și 10 megapixeli. Și 12, 12, da. Mă întreb de câte ori merge să-i faci așa până când începe să aibă probleme. Adică... Cred că merge de multe ori. Cred că s-au gândit că există oameni ca tine în momentul de față, care vin în magazin și fac, bă, dar asta oare de câte ori poate să facă așa? Cu teste cei de la Samsung, o să faci de practic durata lui de viață de 200.000 de ore. Eu îl deschid în fiecare zi de atâtea ori. Da, oh, există... Thank you for the rose. Ah, dacă... Bă, asta nu spune pe trendul de împisică, dacă faci așa. Da. Thank you for the rose. Thank you for the rose. Ghe, ghe. La un moment dat. Ți-ai stat bine? Mi-ar că am stat bine, mă, cam încurc ăsta. Wow, este timpul să facem o reclamă. Ia vezi și tu, eu nici nu mai înțeleg, frate, aspiratoarele pe vremea mea. Deci era o chestie care avea un cablu de ăla așa. Și pe vremea mea era o mătură făcută din crengi și dădeai cu ea așa. Și în ăsta care-i faza? Cum se bag? Sau care-i? Ăsta ce face? Ăsta cred că îl încarcă, m-aș arunca eu să zic. Bă. Și aici ai accesorii. Hai că l-ai stricat, bun. Avem deja protocolul în aspirator pe minus. Uite că astea n-au alarmă, dacă astea vrei n-au să... alarmă pe ele. Uite că l-am găsit cu tot husă. Ca să nu arunce la gunoi, să poreze, se duc aici și astea mele a reciclat. Mi se pare de aplaudat. Ai ceva de reciclamă? N-am niște glume, aș putea să mai reciclez aici. Bagă. Eu sunt Sherry. Salut, Florin. Eu sunt Gami. Sherry, încântat. Gami. Gami OS. Gami OS. Câți oameni crezi că o să convingi să-și cumpere Samsung sau să switch-uiască la Samsung? Păi eu zic minim 14. 14? Cum, da. Cum ai venit cu numărul ăsta, 14? Foarte specific, așa. Ăsta e numărul pe care mi l-am propus astăzi. O să vezi că până la final o să fie 14 telefoane vândute. Am sau căști, sau ceas, sau măcar o broșură, dacă le dăm. Băi, eu vreau să vindem aspiratorul ăla de acolo. E și așa unul singur. Eu, sincer, l-aș da mie dacă putem să facem ceva, da, cu aspiratorul ăla mai degrabă. Dar vedem. Poți să mi-l vinzi tu mie. Iată. Bine. Și primul client. Ia zi, frate, îți dau un Samsung, că te văd așa. Te văd mare fan Samsung după tricou. Bă, frate, am și tricou, eu sunt mare, mare fan. Bă, te văd așa, un S23 Ultra, să zic. Așa mă vezi tu, un S23 Ultra? Da, mă, da. Vezi, mă vezi ca un ban, așa, a? Acum Maxim Corbi, dacă...
Te putem ajuta cu ceva? Mă uit la asta să văd dacă îmi place sau nu. Aici 23 Ultra. E o alegere foarte bună, dar sincer, eu te-aș încuraja să mergi mai degrabă. Uite, hai să-ți arăt un pic Ford-urile astea. Dacă îmi dai voi o întrebare, cum ai să te cheamă? Dragoș. Gami, îmi pare bine. Poți să-mi spui cât e ceasul? Exact, nu poți să-mi spui cât e ceasul, pentru că văd că nu ai niciun ceas la mână. Te rog, doar pune-l un pic să vezi cum îți vine. Să-i bagi omul accesoriu. Nu încerc nimic, te rog, dăm puțin mâna ta. Ultra. Ăsta merge și cu S23 Ultra, merge cu toate, n-ai probleme. Da, nu vreau ceas, adică mi-a plăcea un ceas. Faza e că dacă l-ai atins, cam trebuie să-l cumpere acum. Efectiv, vreau doar telefonul. E foarte bună camera, să nu mai zic de camera de spate care are 50 de megapixeli. Și mai ales, ești student? Nu. Păcat, aveai un discount de 10% dacă erai student. Dar stai, ai prietenă? Am soție. Soție. Soția ta are urechi, din ce știu, nu? Posibil. Perfect, pentru că avem și niște căști care merg numai bine cu urechile ei. Eu vreau S23 Ultra, mă jur, deci nu îmi dai tot ăsta jos? Ți-l duc la casă și dacă te întreabă cine te-a ajutat, zici Gami. Are 200 de megapixeli camera ultra-wide, 12 megapixeli TR2-ul și 10 megapixeli TR1, care are două camere TR, vezi? Și dacă tot așa o întrebare, ești fan basket? Da. Ce număr avea Jordan? 23. Perfect, exact ca Samsung-ul nostru S23. Mi se pare foarte amuzant că ai zis asta. Mi se pare mai potrivit. Uite, doar simte lupic. Mi se pare foarte amuzant că omul vrea să-și ia un S23 Ultra și tu convins să-și ia un S23 normal. Păi ce mă scria pe Jordan Ultra în spate? Scria doar 23. S23 avem pentru tine. Ți-l pun și pe ăsta la casă și vezi acolo. Fii atent, tu ce telefon ai acum? iPhone. Ce iPhone? 12 Pro Max. 12 Pro Max. Deci avem un telefon care e deja vechi de vreo 3 ani de zile deja. Dacă intri pe trygalaxy.com și ai iPhone, poți să simulezi toată experiența de Samsung pe un iPhone, pe trygalaxy.com. Pentru că ești foarte interesat de așa, uite, te rog să-ți bagi asta pe sub tricou și gata. Practic, tocmai te-am angajat aici. Începi acum. Auzi, dar dă nici nu un feedback acolo la casă, te rog. Un review, rabă. Și un review bun, știi ce zic? 5 din 5. Gândindu-vă experiența de astăzi, 10, așa. Toate 10. Cât de ușor a fost să testezi produsele? Chiar a fost ușor, sincer. Pe bune, te-am ajutat noi. 5 lejer. Cât de ușor a fost să compari produsele? Păi dacă mai pe mine... S23, S23 Ultra 5. Disponibilitatea personalului, nu poți să spui. Zice că erați full on. Eram doar pentru tine, mergem și cu tine și să mănânci acum. Cunoștințele personalului, să mă scuzi, dar la nivelul ăsta mai rar. Aici trebuie să spui contul bancar, PIN-ul de la card. Și noi ne ocupăm de... Și numărul de 3 cifre de pe spate. Intrați la mine pe live, vă rog. Băieți, avantajul la telefoanele astea Samsung este că poți să le pui pe o suprafață, să stea în picioare. Am și un este om. Mult mai ușor să fii în PC pe TikTok. Deci acest virus a ajuns și la noi, hai că încerc și eu. Wow, mulțumesc pentru S23. Samsung. Wow, căști. TikTok. S23. Câți ai? Eu am 3. Tap, tap. Flip. Cu Samsung-uri acolo. Vă dați seama că filmările astea o să rămână. Stai. Pe internet și o să ne ia Flip. Mișto? Ford. Ceas. Share masiv să ajungem în Germania. G-Galaxy. G-Galaxy. Wow, Rose. Thank you. E mult mai talentat decât mine, asta e clar. Căști. Am 12 oameni pe live, câți ai? 2. Efectiv, trebuie 2 să pleci oameni. De undeva în viață. Flip. Flip. Samsung Fold. Flip. Fold. Samsung Flip. Flip. Ce să mai zic? Băi, e greu dacă să mă gândesc. Nu mă, mai trimitez la muncă. Specificații. Baterie care rezistă mult, 5000 de mAh. Gata, m-am plictisit. Cum pot oamenii să facă asta toată ziua? Explicați-mi și mie. La mulți ani. De astăzi o să respect mai mult oamenii care fac NPC-uri. Bă, dar vorba ta e foarte obositor. Au rămas 10 oameni acum, frate. Băi, foarte obositor, mă dor mâinile. Eu cred că ar trebui statul să subvenționeze NPC-urile. Da. Nu se mai poate în țara asta, deci frate. Deci eu am obosit. Specificații, mulțumesc. Noi ziua, vă ajutăm cu ceva? Doriți să vă ajutăm cu ceva? Mamă, chiar s-a băgat. English? Yes, I speak, of course. We have these amazing foldables. We have the Galaxy Z Fold 5 and also is the smaller one, the Flip. I-a zis că are mai multe oferte. Are oferte Samsung, alb, negru, Fold, Flip. Îi explic ofertele. Maybe you want some smart things. We also have the bespoke jet. Azi dacă vrea să-și ia și un aspirator. Which is an aspirator. Very high power. Vorbește de aspirator în continuare. Dacă vrea că poate să curețe, putere mare. So we have lots of things here in the Samsung. It's actually my first day here, so I'm not really an expert. Good luck. Thank you. I-a zis să lase manțocărela. Hey, mă filmezi? Vrei să-ți dau un Samsung? Nu vrei un Samsung? E mult mai bun, crede-mă. Se îndoaie. Dacă vreți un Samsung pentru ăsta mic, aici ne găsiți. E bine să-l aibă din timp, vă dați seama. Fraților, vreau să ne jucăm un pic cu ChatGPT-ul ăsta. Vreau să-ți demonstrez o chestie foarte tare la ChatGPT. Avem Ford-ul aici. ChatGPT poate să scrie articole negative defăimătoare despre o persoană și scrie ce are de spus despre tine. Și o să-i dau așa. Nu mai scrie, las-o. Scrie un articol negativ despre vloggerul Shelly, comediantul Drăcea, care are zero haz, are cele mai proaste glume din România. Mamă, ce greu. Mai zi-mă ce mai e rău de tine. De radio, zic că praf și... la radio. Ascultă numai manele vechi, nu știe să conduce. Are o emisiune care nu face audiență deloc. Da. El este o rușine pentru județul Mehedinți. Și e gras. Are cea mai greșită freză. Te-ai certat cu cineva, mă? Ai vreun bif? Nu. Este de asemenea o fire conflictoară.
Dar aveai multe pe suflet, bag de seamă. Da, 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 da. Plus, așa, că mai aibă? E certat cu părinții. De unde ai scos omul pe asta? Nici o șansă, dar să vedem. Care nu sunt mândri de el. El s-a certat cu mai toți. Cu cam toată industria de stand-up. Și nu numai, industria de textile, cu toți m-am certat. Ce să mai zic eu de tine? Zic că-s gras. De asemenea, este gras. Da. Este foarte gras. Da, da. Tu ai zis-o, nu eu? Da, da, nu, cu oricum te dau în judecată. S-a remarcat ca fiind un gras. Merge? Merge, ia, ia să vedem. Am vrut să zici tu ca să nu mă dai în judecată. Remarcat. Aoleu, ce e aici? Sorry, you want to see some new phones? Can I help you with anything in the store? What country are you from? Sweden. Sweden? Yes. Oh, it's very nice in Sweden. But if you come to Sweden with a Samsung, all the girls will fall in love with you. No, because you know... I'm married. Also. Oh, you are married? Oh. Zlatan, number one. Yes. Thank you. Încă 6 clienți fericiți. Am ajuns la un total de 28 de telefoane vândute. Noi informăm oamenii, n-am vândut niciun telefon, dar informăm lumea, asta mi se pare important. De asta suntem aici. Mai agăți, fii atent că mai agăți. Plus că noi n-avem dreptul legal să vindem. Știi care e dumneavoastră? Eu cred că trebuie să stăm mai pe ascuns așa să nu vadă că e filmare și cum a intrat în sărit. Da, eu cred că trebuie să mă ascund stânga de apta și după aia cum vedeți clientul, hau, au fața apărut. Acum ne-am băgat în șoaptă un pic. Așteptăm să vină clienții că ei se intimidează. Eu zic să vorbim în șoaptă și ăsta merge și urlă la ei ca pe stradă, incredibil. Vă poftesc, incredibil. Ia vezi că e agățat, hai că am clienți. Nu ți-ar prinde ție bine un S23 Ultra sau, mai bine decât atât, un Galaxy Z Fold 5, uite cât de mare e. Nici o treabă cu vânzare. Ia uite, pe ăsta poți să citești mult mai bine pentru că este foarte mare și vezi textul mai mare. Studiile arată că înveți mult mai bine dacă ai textul mai mare, automat înveți mult mai bine. Bravo, de asemenea, dacă ești studentă, ai legitimația la tine? Nu ai la tine? N-ați primit? Când o primiți puteți veni aici, aveți 10% la orice produs, având în vedere că sunteți studente. Avem ceasuri, ia uite. Căști. Mixuri, puse, tablete, telefoane, tastaturi. Am și un aspirator, vrei să-ți spun un aspirator? N-ai aspirator acasă? Băi, cum s-a legat, uite acolo aspirator. Băi, deci incredibil cum ai ieșit în care. Bespoke Jet. Și cu Bespoke Jet, fii atent. Acum și el o să vă prezinte cum se curăță parchetul. Hai, apasă și el pe el. Ce? Arată-le cum se folosește. Fii atent cum se folosește. Ia. E foarte simplu. Apeși pe butonul ăla din mijloc. Apeși pe butonul ăla din mijloc. Mai sus. Mai sus. Ala. Așa. Aici, apeși odată. Odată. Bravo. Și uite, spre exemplu, wireless. Băi, nebun, era mizerie aici, acum nu mai e. Și acest aspirator costă doar 4.000 de lei, adică pentru un student e... Dar nu e nevoie să vă luați acest aspirator. Puteți oricând să luați o tabletă. Exact. Dar în schimb un telefon nou, eu zic că va trebui. Mulțumim frumos, vă pup. Pare că nu ne descurcăm atât de bine, dar nu pot să obligi omul. Am și eu vrăjelile mele acum. Ăsta urlă de la stradă, eu aș veni mai încet așa pe lângă ei. Vedem cum decurge. Eu am făcut poze mai devreme cu ei și acum fac și cu ei. În lumea comediei există uneori personalități care nu reușesc să strălucească așa cum și-ar dori. Și el este o prezență care a stârnit discuții aprinse și opinii împărțite. Cam sincer până acum. Un astfel de exemplu pot fi comedianții controversați. Și din păcate, Drăcea nu face excepție. Cunoscut pentru glumele sale slabe și un simț al umorului care lasă de dorit, acest comediant din județul Mehedinți a atras multe critici dure. Unul dintre punctele sensibile ale criticii aduse vloggerului și el este umorul său sau mai degrabă lipsa lui. Ia da, roast battle. Cu emisiunea la radio care pare să treacă neobservat de majoritatea ascultătorilor, Drăcea se confruntă cu o audiență extrem de limitată. Un semn că stilul său nu reușește să captureze atenția publicului. Aici de acord. Aceasta poate fi pusă pe seama umorului său forțat și a glumelor care deseori cad într-un teritoriu de gust discutabil. Preferința sa constantă pentru manelele vechi a fost subiectul discuțiilor aprinse. Freza sa a fost criticată de unii ca fiind de prost gust sau inadecvată pentru o persoană publică. De asemenea, este important să menționăm că Drăcea se confruntă cu probleme de sănătate. Cu o creștere semnificativă în greutate, ceea ce ar putea influența negativ starea sa generală de bine și implicit prestația sa pe scenă. În ceea ce privește relația cu părinții, este important să menționăm că informațiile despre relațiile personale cuiva ar trebui tratate cu prudență și să Bă, deci vezi că a fost foarte prudent. În concluzie, Drăcea pare să fie un comediant care nu a reușit să impună în lumea comediei românești datorită glumelor sale neinspirate, emisiunii sale de radio de c**t, a zis cu audiență mică, asta am pus-o eu. Cu toate acestea, fiecare persoană are dreptul să-și exprime. Bă, da, mă, lași, mă, cum a scris de tine și cum a scris de mine. Eu am pire la ceea ce puteai acolo. Astea sunt mânărite, mă, las. Știi ce? Nu mă mai interesează. Mult succes cu emisiunea voastră. Deci am pentru voi telefoane câte vreți. Avem S23 Ultra. Și preferatele mele sunt aceste telefoane care, ce credeți, se îndoaie. Astăzi o să vă prezint cât de tare se aude un Samsung. Deci uite, acest Ford 5, spre exemplu, 8200 de lei, varianta cu 512 giga. Ai cameră pe spate, tot ce vrei tu și fii atent, poți să-ți faci poze cu camera asta de pe spate, uite, fii atent. Ra-ba-ba.
Oh, stai să cobor un pic pe scările. Stai că mă duc să-ți mai aduc ceva de la Samsung, frate. Se face așa, cu camera de spate. O să mă bag și eu cu japca acolo. Am dat două, ai dat vreunul? Da, cred că ai dat două. Am dat două. Da, frate, fii atent, uite, și îți faci selfie cu camera asta direct, ai înțeles? Și este mult mai caritativ. Poți stai în patru aplicații în același timp, că tu te văd, dar un creier AMG, adică poți să faci multitasking, uite așa, ai înțeles? Dacă te decizi, eu te aștept aici, sunt toată ziua. Ce scrii aici? Sherry nu prea vinde telefoane. Tu cât ai vândut, mă? Două? Trebuie... Dar cum ai vândut două? Că au venit doi oameni să cumpere de cinci, probabil. Deci, nu este adevărat. Da, oamenii se duceau să-și cumpere mâncare. Așa. Și am zis, decât să dați voi banii pe mâncare, nu mai vine. Deci, eu le-am vândut domnilor. Ei sunt clienții tăi? Deci, așa, s-au și pe cameră. Voi nu voiați să vă cumpărați telefon. Erați în trecere. Și acum v-ați luat telefon. Ăsta vi l-ați luat acum. Și Drăcea vi l-a vândut. Băi, jos pălăria, așa, să-i stăpâniți sănătoși. Mersi, să vă bucurați de sănătoși. Sunt un pic invidios, recunosc, să-i stăpâniți sănătoși. Alo, vânzările Samsung, ne-am dus. Decât să pierd folduri, mai bine pierd sâmbete. Soarele, atâta timp cât stă pe cer. Cât timp foldul se îndoie, se pliază. Cât timp foldul se pliază, ține de cardra toată lumea. Dar să stați liniștiți, că nici fripul... Nu, el nu se lasă mai prejos. După furtună vine bateria plină. S8-ul, într-adevăr, o alegere foarte, foarte bună. Păi ce pot să spun, are și cameră foarte bună, dar cred că mai mult îi interesează bateria. Bateria e 10.000 de mAh. Și da, e, cum să spun, wow. e bună, frate, ia-o, ce să-ți mai zic. Ce? Comparativ cu iPhone, care e mai? Raport asta chiar, asta chiar. De fiecare când spui iPhone, iPad sau orice începe cu i, în afară de i să cumpărăm tableta asta, frate, o trăim din episod, înțelegi? Deci, este ideea așa, că dacă tu ești student, vii cu legitimația de student, ai 10% discount. Că mi-a dat-o de la facultate, că aștept. Deci înțeleg că asta e o problemă generalizată, că nu se dau... Ce să fac și la metro abonament ăsta și n-am cu ce? De ce să-ți faci la metro când poți să-ți iei tabletă? Deci tu când o primești, noi aici suntem. Tot aici suntem și te așteptăm. Încă o vânzare nereușită. Avem 28 până acum. N-o să vă mint, a fost ambițios numărul 14 pe care l-am ales. Acum ne învârtim la un total de 0 realist vorbind, dar așa ca oameni care se... Sunt câțiva oameni care au devenit interesați de Samsung, da. Cu siguranță. Am convertit niște oameni. Dacă vrei să... Mamă, ce era maxim. Mamă, era să dau cu astea. Dacă vrei să vă schimbați telefonul, veniți la noi, cele mai noi, Samsung Fold și Flip. Dacă vreți un mare pont, cumpărați un Samsung Fold. Salut! Nu vreți voi un telefon nou? Uite, avem noile telefoane Samsung Flip și Fold 5. Pot să vă fac un discount de 10% pentru că presupun că sunteți elevi. Sunteți elevi? Da. 10% discount. Vă mulțumim. Cu mare drag. Vă mai gândiți voi. M-am rezolvat. Încă o zi rezolvată. E pe taci, nu face click. Cumpărați un Samsung Flip. Flip, 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 flip. Uite că cineva a râs. Nu vreți un Samsung? Eu cu vostru aș fi vrut. Mai mult, mai... Cum să nu? Ia, bagă, bagă. Bagă, bagă. Nici prea scurt, dar nici prea lung. E vorba de Fold Samsung. Samsung. Frate, fii pe fază. Noul Samsung se priază. E vorba de un telefon nou. Vă dăm și un ceas cadou. Haideți. Întrerupem programul pentru că avem niște clienți. Shelly la casa 2, te rog. Bună ziua. Vă pot ajuta cu ceva? Sunt aici, lucrez la Samsung. 2. Ok, cu plăcere. Se pare că n-a reușit. Shelly, te rog, ai niște clienți în stânga, în față. Stânga? Uite acolo. Uite tineretul. Ia-l. Unde? Acolo. Ia. Deci fii atent, ăsta e un telefon foarte șmecher. Văd că ai pus ochii pe el și ai fi păcat să nu ți-l iei pentru că doar astăzi ai 10% discount. De ce telefon? Repede. Ce telefon? E flip-ul. E pe taci, nu face click, cumpără un Samsung Flip. Te-a convins? Nu l-a convins. Tu ai făcut ceva vânzări astăzi? Da. Astăzi am vândut un Fold 5, câteva accesorii. Deci nu te-au încurcat? Cu siguranță nu. Bună seara, fetelor, haideți venit. Sunteți la liceu, nu? Da. La facultate? Da. Sunteți la generală? Da. Ei bine, sunteți elevi. Vine justiția. Băi, numai sunteți RV, așa că beneficiați de un discount de 10% la produsele Samsung. Ecranul ăsta poți să vezi poza pe care o faci în el. Poți să faci poză cu camera, da. Bateria, cât credeți că ține bateria? O să vă șocheze. Toată ziua. Două zile. Aproape două zile. Dacă strângeți bănuții, 10% discount. Vă mai pun eu o vorbă bună, vă mai face un 5%. Vrei să-ți iei un Fold? Ești perfect clientul. Nu prea ai bani acum. A, nu prea ai bani. Păi știu pe cineva care... Poți să iei de cumpărături. Ești student? Ai 10% deci discount. Deci dacă e student, ai 10% discount, fără mișto. Mai greu cu banii, nu s-a angajat. Pe ce să facem? Vorbește cu Shelly, poate. Fii atent, la fiecare întrebare la care răspuns corect, scădem 1.000.000 din prețul telefonului. În ce an m-am apucat de YouTube? Altă întrebare. Nu funcționează așa. Ai început foarte bine. Ok, ce câți alta? Ani am? 25. Tot ai greșit. Deja toate șansele ține. Dar cât ai, mă? 22. Tu câți ani ai, mă? Lasă. 37. Fii atent, ultima întrebare. Ce am zis? Câți abonați am pe YouTube? Rotunjit la număr de milioane.
3,3, dar ți-am scris 100 de lei. Deci acest S23 Ultra, în loc să fie 74 de lei. A, vei Ford, fii atent. În loc să fie 83 de milioane, ții raza 82. Minus 10% că ești student, 7300. Ce zici? Tot n-ai bani? Dacă faci 80 de milioane în următoare 3 ore, poți să iei, iar tău. Da, doar ce acest episod este aproape fumat, v-aș vrea să dați mare prin butonul de like, să-i dați un share pe story, pe cumaște tare, tare mult. Dacă încă n-ați făcut-o, să vă abonați. Noi ne-am dus. Pa! Academia de vlogging. Nu uitați de canalul secundar. Și Academia de Vlogging. Nu uitați de canalul secundar, nu uitați de Academia de Vlogging. Nu uitați de noile telefoane Samsung, Ford și sau Flip. Samsung Flip. Noi ne-am dus. Pa. Oh, te-am închis ca pe Samsung.